Dumnezeu e adăpostul nostru mărit să fie în numele Domnului. E adevărat că e război, e adevărat că e criză economică, e adevărat că multe se clatină, dar nu uitați la cârmă stă Dumnezeul nostru. Dumnezeu decide când începe și când se încheie. Ăsta e Dumnezeu care lucrează mărit să fie Domnul. Dumnezeul care e cel preanal mai presus de toți. Dumnezeul care este în continuu în control. E Dumnezeul meu personal, relațional împreună cu mine Se identifică cu cel mai de jos om și devine Dumnezeul meu Ăsta e Dumnezeul din Sanul 46, dragii mei Și când lumea asta se frământă, când toți intră în panică Când dăm în atacuri de panică și anxietate Ăsta e Dumnezeu care rămâne cu noi Măriți să fie numele Domnului Nu-ți cade o țiglă de pe casă fără voia lui Dumnezeu Ascultați-mă bine ce vă spun. Nu-ți cade un copac din grădină fără voia lui Dumnezeu. Sunt convins de faptul că Dumnezeu e suveran peste toate. Nimic nu mișcă în lumea asta fără voia lui Dumnezeu. Și diavolul își cere voie tot de la Dumnezeu. Și fără voia stăpânului, nimeni și nimic nu mișcă. Măriți să fie Domnul. Și ăsta e Dumnezeul nostru. Ăsta e Dumnezeu cel mare și sfânt. Ăsta e Dumnezeul meu și al tău personal, care în vremuri grele rămâne împreună cu noi mărit să fie numele Domnului. Mă repet și în această seară și folosesc cuvintele Apostolului Petru. Doamne, este bine să fim aici. Este bine să fim la adunare, ce frumos este să fim în casa lui Dumnezeu, un loc în care să avem părtășie cu Domnul, unii cu alții, să fim zidiți spiritual prin momente înălțătoare, de cântare, de rugăciune, prin cuvântul Domnului și pentru toate astea spunem preamărit să fie Dumnezeu. Iubiții mei, oricum ne-am uitat, realizăm că trăim o vreme în care lucrurile sunt dificile. De altfel, la noi, la oameni, cam totdeauna găsim să spunem că lucrurile sunt grele. Orice iese din tiparul nostru de prosperitate și stabilitate umană, creează un tipar de vremuri grele pentru noi. De bună oară începe un război într-o țară, băi, frate, îți vremuri grele, dă o ciumă peste noi, îți vremuri grele, se întâmplă că este un colaps economic, îți vremuri grele, vine gripa sezonieră și mai strănutăm între noi, băi, frate, îți vremuri grele, o zâlecesc oamenii, în fiecare an răcesc oamenii, dar îți vremuri grele, se închide banca pentru că e long weekend. Ai, vremuri grele. Am vrut să merg la... Tocmai azi o închisă și ăștia. Azi m-am avut liber, vreau să nu să bag la bancă bani și o închis banca. Uitați-vă la noi că de obișnuiți suntem cu acest sistem de multe privilegii. Și parcă ni se pare un defavor cât va timp în urmă trebuie să merg pe la bancă să fac ceva și când am intrat o coadă infernală, mare. Nici n-am stat de vorbă. Am ieșit direct afară, zic, mă duc în altă zi, dar asta e viața, să stai la coadă la bancă. Ni se pare ceva de neconceput că vremul grele. De altfel, noi suntem obișnuiți numai cu vremuri bune. Toate să ne meargă pe rol să fie exact așa cum vrem noi și cum ne place nouă. Privim noi că sunt vremuri grele. Realitatea este că privim la o vreme pe care o parcurgem și care o putem clasifica ca fiind grea din două puncte de vedere. Și realitatea este ca atare, dragii mei. Din prismă umană observăm că sunt vremuri grele. La ora actuală vorbim despre mai multe conflicte pe fața pământului. Deja început de o vreme încoace și încă existent este conflictul dintre Rusia și Ucraina și a rămas în picioare. Pe undeva noi încă plătim tribut acestui conflict întrucât ni se spune că prețurile care au fost inflate sunt așa din cauza acelui război. Măcar că petrolul vine de aici, nu vine din Ucraina, sunt din alte locuri, ni s-au umflat și nou aceste prețuri și ni s-au spus. Din cauza acestui război și încă este în picioare la ora actuală. Și, realmente vorbind, sunt vremuri de tulburare. Mai recent a început acest conflict între Israel și Palestina și realizăm că este o problemă. Din oricare unghi te uiți, este o situație foarte delicată. Unii spun, observăm că este o nedreptate colosală, sunt oameni masacrați, omorâți, nu-i drept. Și unii au parte Israelului, alții stau împotriva Israelului, alții fac protest pentru Palestina și fel de fel de perspective. Și chiar în biserici, oamenii dezbat și discută pe tema aceasta și sunt împărțiți între ei cum ar trebui să privim. Realitatea este că sunt, dragii mei, vremuri grele. Sunt acești activiști de mediu, care în special în Europa au ajuns să blocheze autostrăzile. Se pun pe jos în mijlocul autostrăzii și nu mai umblă nimeni cu mașina. Și oamenii se iau la bătaie cu ei și vor să-i calce cu mașina și n-ai voie și poliția ne arestează. Și de-a dreptul sunt vremuri grele. Acum vrea să meargă omul la spital de urgență cu ambulanța și nu are cum că unul stă acolo cu vestă pe el, că n-ai voie să treci ca o să mor gâșele din Antarctica dacă vii cu mașina pe acolo. Și fel de fel de crize care noi la ora actuală le parcurgem, dragii mei, ne arată că realitatea umană este că sunt vremuri grele. Dar și spiritual, observând, sunt vremuri grele. În 2 Timotei, capitolul 3, primele 5 versete ne explică cum ar trebui să observăm aceste vremuri grele. Cât trebuie vorbind cineva va spune, hai să fim serioși, ce vremuri grele avem noi la ora actuală? Realitatea este că noi suntem aici într-o oarecare măsură foarte bine protejați, într-o prosperitate abundentă, aș spune eu, în care realizăm cât de bun a fost și este Dumnezeu cu noi. Mă uit la generația tânără și aș face apel către noi. În timpul vieții de ultimii 20 de ani, hai 30 de ani, care sunt crizele reale pe care noi le-am parcurs? To the young generation, think in your lifetime, 20 years, 30 years. What was the biggest crisis you met in your life? Știți care a fost? Că acum 2 ani de zile, în plină pandemie, o trebuie să stăm în linie ca să intrăm în Starbucks. Hai de mine, să stai tu în linie. Să aștepți afară, în frig, să-ți iei un ice latte. Asta, asta e cu adevărat criză și durere mare. Să stai la best buy, să-ți un joc pe computer și să aștepți în linie. Păi numai părinții noștri ne povesteau că stăteau în linie după, după, ce? După pâine, gaz, după zahăr, lucruri esențiale de viață. Și noi am fost persecutați, stând în linie să ne cumpărăm căști pentru telefon ca să auzim mai bine muzica când mergem pe stradă. Asta e criza care noi am parcurs-o. Realitatea este că alții au trecut prin adevărate crize și avem în adunare o generație de oameni care au trecut prin comunism, prin răstriște, prin persecuție, prin greutăți, prin adevărate, zicem noi, vremuri grele. Dar realitatea este că privind spiritual trăim, dragii mei, vremuri grele. Și Pavel ne explică că în vremea din urmă vor fi vremuri rele. Și nu pentru că nu avem noi acum a drept să ne cumpărăm căști sau altceva. Realitatea profundă este una spirituală. Oamenii vor fi iubitori de sine. Și priviți la noi cât de iubitori de sine suntem. Ne facem poze zilnic ca să ne amintim că suntem frumoși. Și dacă nu ne complimentează alții, ne dăm singur like online, măcar să ne simțim bine că măcar cineva ne-a și pe noi. Sunt vremuri grele, dragii mei. Oamenii vor fi neascultați de părinți și observați crizele care sunt între copii și părinți, între generații. Sunt vremuri grele, e realitatea aceasta. Oamenii vor fi fără dragoste firească. Observați că nici măcar respectul uman, mutual nu față de altul, nu mai există. Nici măcar nu mai avea acea simpatie, compasiune unii față de alții. Cade unul pe stradă, își rupe piciorul. Primul reflex al omului modern, știți care este? Scoapă-ne telefonul să filmăm, hai să vedem, îl punem online. Nu te mai întreabă, mă, ești sănătos, ești ok, ai nevoie de ajutor, chemăm ambulanța. Primul reflex, să-l filmăm, să vedem ce se întâmplă. Nici măcar dragostea firească, aceea normală, naturală, nu mai este noi. Oamenii vor fi mai mult iubitori de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Și ne mirăm că oamenii nu au, nu au capacitatea să stea în adunare, să asculte un mesaj de predică, să se conecteze împreună cu cerul. Dacă ar fi să stea la un film de 3 ore jumătate, cum sunt acele maratoane, păi nici n-ai ști că a trecut timpul. Dacă stai pe TikTok la Shorts, poți să stai patru ore neîntrerupt, nu mănânci, nu bei, nici în post nu poți sta cum stai online. Și uitați-vă la noi, dragii mei, că realitatea este că trăim vremuri grele. Oricum ne întoarcem spiritual, asta înseamnă că sunt vremuri grele. Și la nivel de biserică se observă tot mai des o stare de apatie, de înțepenire, de nepăsare, de lipsă de interes, de lipsă de putere, dragii mei. Oarecum îmi dau seama că Matei 25 cu 5 se împlinește, fiindcă mirele zăbovia toate fecioarele, și ale înțelepte, și ale înțelepte, toate au ațipit, dar au și au dormit, dragii mei. Și observați că vremea pe care o parcurgem noi este una cu adevărat dificilă, una cu multe, multe dificultăți care noi le întâlnim. Fără precedent, în schimb, este și faptul că panica, stresul, anxietatea, depresiile într-o vreme ca aceasta încep să apară tot mai mult, măcar că medicina a avansat extraordinar de mult. Avem medicamente pentru orice ai nevoie. Mai că dacă ai nevoie să-ți crească părul, poți să medicamente. Orice ai nevoie, există medicamente în ziua de azi. Și cu toate acestea, cu siguranța care avem că mergi la spital și te ajută, cu toate acestea, dragii mei, Observați că oamenii sunt tot mai mult în depresie. Depresia este boala la ora actuală numărul unu în lume. Anxietate, panică, lucruri de care generațiile trecute, care au trecut prin adevărate creutăți și situații complexe, n-au știut de ele și sunt prezente în ziua de azi. M-aș întreba dacă nu cumva piața Facebook exacerbează această situație am ajuns filozof pe Facebook, citim că am auzit postarea cu tare, locutare, nu avem nicio sursă bună de informație, nu știm dacă e reală sau nu, dar ni s-a spus, am auzit, am citit și fel de fel de lucruri, auzi că evrei au făcut așa și o să vină palestinienii și ne omoară pe toți și o să vezi acum că mâine în Canada, Fel de fel de știri nefiltrate, necorectate, ne nesigurate cu, cu o sursă sigură, dar noi le luăm pe toate ca atare. Și observați că toate acestea exacerbează spaima și frica noi, ca să nu mai spun că știrile iubesc senzaționalul. Mi-am dat până acum știri pozitive. Uite, ceva frumos s-a întâmplat, cineva a câștigat. Una la o mie, una o din aia. Cam toate arată ca atare. Eu te iau gâtul pe stradă. No. filmări, postări, aceleași segmente rel de în continuu. Uite, eu dau cu toporul în cap. Nu mai iertați-mă, dar asta sunt știrile care sunt în ziua de astăzi. Că a fost răpit, că a fost violat, că a fost omorât, că a fost sălcat cu mașina. Numai lucruri de groază. Și ne mirăm că oamenii sunt într-o stare de spaimă continuă și stres non-stop ca să nu mai zică guru din vremea de astăzi, specialiștii care ne informează, care sunt formatori de opinie, ne învață cum să trăim mai bine, cum să ne panicăm, cum să respirăm cum trebuie pe o nară și și pe alta, ca să fim bine, să nu ne panicăm. Și observați că toate acestea creează o stare continuă de stres în mintea omului modern. Trist este că cei din biserică au înmagazinat tot mai mult filozofia aș numi o facebookiană, în loc să ia ceea ce spune Sfânta Scriptură și teologia biblică pentru o viață sănătoasă și echilibrată. Într-o așa vreme, Biblia ne aduce o veste bună, dragii mei, în vreme grea. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru. Un ajutor care nu lipsește niciodată nevoi mărit să fie în numele Domnului. Mesajul am intitulat, dragii mei, vești bune în vremuri grele. Este și tema care am cuprins-o în programa lunară, aș vrea să trecem un picuț mai larg pe acest mesaj. Ca să putem să înțelegem corect să anul 46, va trebui să mă îngăduiți în această seară să fac ceva ce n-am făcut până acum într-o predică. Să citesc un pasaj mult mai lung, care îl vom asculta împreună și v-aș ruga să-l urmărim împreună. Luați Biblia în mână și împreună cu mine, deschideți la doi împărați, capitolul 19, pagina 400. 11. Aș vrea ca toți să deschideți Biblia și să urmăriți împreună cu mine. Sunt 37 de versete. Mă gândeam să citesc și capitolul 18 împreună, dar asta vă las ca temă de casă să-l citiți acasă. Pentru că Psalmul 46 are o profunzime, o frumusețe extraordinară, care nu o vom înțelege dacă nu citim ce s-a întâmplat să precipite scrierea acestui psalm. V-aș ruga cu atenție să urmărim împreună o citire mai lungă dar să ne ierte Dumnezeu că de multe ori nu citim noi acasă că trebuie din Biblie, măcar la biserică, să o auzim citită pentru noi. 2. Împărați, capitolul 19. Contextul este că vine uh, Rabshaghe, care este trimis de Împăratul Asiriei, să-i spună lui Ezechia Împăratul Iuda: Te vom măcelări. Și nu care cumva să crezi tu că un Dumnezeu de-a vă scap. Asta nu există. Care Dumnezeu a împărățiilor care noi le-am contropit până acum i-a scăpat pe ei? Spune. Și crezi tu că Dumnezeul tău e mai tare ca alți Dumnezei? Noi vă vom topi, vă radem la pământ. Și Ezechia acum este înspăimântat. Ascultați cuvântul. Când a auzit împăratul Ezechia lucrul acesta și a sfâșiat hainele, s-a acoperit cu un sac, s-a dus în casa Domnului. A trimis pe Eliachim căpetenia casei împăratului pe Șebna, logofătul și pe preoții cei mai bătrâni, acoperiți cu saci, la prorocul Isaia, fiul lui Amoț, ce valoare mare să ai un proroc lângă tine. Și i-au zis, așa vorbește Ezechia, ziua aceasta este o zi de necaz, de pediapsă și iocară, căci copiii sunt aproape să iasă din pântecele mamei și nu este putere pentru naștere. Poate că Domnul Dumnezeul tău a auzit toate cuvintele lui Rabșaghe pe care le-a trimis împăratul Asiriei, stăpânul său, să bat jocorească pe Dumnezeul cel viu. Și poate că Domnul Dumnezeul tău îl va pedepsi pentru cuvintele pe care le-a auzit, înalță dar o rugăciune pentru ceilalți care au mai rămas. Slujitorii împăratului lui Ezechia s-au dus și au zis, dar la Isaia, și Isaia le-a zis, Iată ce să spuneți stăpânului vostru, așa vorbește Domnul, nu te speria de cuvintele pe care le-ai auzit și pe care m-au baciocorit slujitorii împăratului Asiriei. Voi pune în el un duh care îl va face la uzul unei vești pe care o va primi să se întoarcă în țara lui și îl voi face să cadă ucis de sabie în țara lui. Rabșache plecând, a găsit pe împăratul Asiriei luptând împotriva Libniei, căci aflase de plecarea lui din Lach Lachish. Atunci împăratul Asiriei a primit o veste cu privire la Tirkhaka, împăratul Etiopiei. I s-a spus, iată că acela a pornit cu război împotriva ta. Și împăratul Asiriei a trimis sol din nou lui Ezechia zicând, așa să vorbiți lui Ezechia, împăratul Iuda, să nu te înșele Dumnezeul tău în care te încrezi când Ierusalimul nu va fi dat în mâinile împăratului Asiriei. Iată, ai auzit ce au făcut împărații Asiriei tuturor țărilor și cum le-au nimicit și tu să fii izbăvit. Dumnezeii neamurilor pe care le-au nimicit părinții mei au izbăvit ei pe Gozan, Haran, Rețef și pe fiul lui Eden din Telasar. Unde este împăratul Hamatului, împăratul Arpadului și împăratul cetății Sebarvaimului, Henei și Ivei? Ezechia a luat scrisoare din mâna solilor și a citit-o. Apoi s-a suit la casa Domnului și a întins-o înaintea Domnului, căruia i-a făcut următoarea rugăciune. Doamne lui Israel, care șes pe Heruvim, Tu ești singurul Dumnezeu al tuturor împăraților pământului. Tu ai făcut cerurile și pământul. Doamne, pleacă-ți urechea și ascultă! Doamne, deschideți ochii și privește! Auzi cuvintele lui Sanherib, care a trimis pe Rabșache să jocorească pe Dumnezeul cel viu! Da, Doamne, este adevărat că împărația Siriei au nimicit neamurile și le-au pustit țările și au aruncat în foc pe Dumnezei lor, dar ei nu erau Dumnezei, ci erau lucrări făcute de mâna omului, erau lemn și piatră și i-au nimicit! Acum, Doamne Dumnezeul nostru, izbăvește din mâna lui Sanherib, ca să știe toate împărățiile pământului, că numai Tu ești Dumnezeu, Doamne. Atunci Isaia, fiul lui Amoț, a trimis să spună lui Ezechia, adică Dumnezeu a auzit rugăciunea. Așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel. Am auzit rugăciunea pe care mi-ai făcut-o cu privire la Sanherib, împăratul Asiriei. Iată cuvântul pe care l-a rostit Domnul împotriva lui. Fecioara, fica Sionului, te disprețuiește și râde de tine. Fata Ierusalimului dă din cap după tine. Pe cine ai baciocorit și ai ocorât tu? Împotriva cui ai ridicat glasul și împotriva cui ți ridicat ochii? Împotriva Sfântului lui Israel. Prin solii tăi ai baciocorit pe Domnul și ai zis cu mulțimea carelor mele am suit vârful munților coastele Libanului, voi tăia cei mai înalți cedri ai lui, cei mai frumoși chiparoși ai lui și voi atinge creasta lui cea mai înaltă, pădurea lui care este o grădină de poame. Am săpat și am băut apă străină și voi seca cu talpa picioarelor mele toate râurile Egiptului. N-ai auzit că eu de mult am pregătit aceste lucruri și că le-am hotărât din vremile străvechi? Acum însă am îngăduit să se împlinească și să prefați cetăți întărite în mormane de rămături. Locuitorii lor sunt neputincioși, îngroziți și înmărmuriți, au ajuns ca iarba de pe câmp și ca verdeața fragedă, ca iarba de pe acoperișuri și ca pe grâul care se usucă înainte de a-i pune spicul. Dar știu când stai jos, când ieși și când intri și când ești furios împotriva mea. Pentru că ești furios împotriva mea și pentru că trufia ta a ajuns până la urechile mele. De aceea voi pune belciugul meu în nările tale și zăbala mea între buzele tale și te voi face să te întorci pe drumul pe care ai venit. Acesta să-ți fie semnul. Anul acesta veți mânca ce crește de la sine și al doilea an ce va răsări din rădăcinile rămase. Dar în al treilea an veți semăna, veți secera, veți sădivi și veți mânca din rodul lor. Rămășița din casa lui Iuda ce va mai rămâne va prinde iarăși rădăcini de sub și deasupra va da rod, căci din Ierusalim va ieși o rămășiță și din muntele Sionului cei scăpați. Iată ce va face râvna Domnului oștilor. De aceea așa vorbește Domnul asupra asupra împăratul Asiriei, nu vei intra în cetatea aceasta, nici nu vei arunca săgeți în ea, nu va sta înaintea ei nici cu scuturi, nici nu vei ridica întărituri din șanțuri împotriva ei, se va întoarce pe drumul pe care a venit și nu va intra în cetatea aceasta, zice Domnul, căci eu voi ocroti cetatea aceasta ca să o mântuiesc din pricina mea și din pricina robului meu David. În noaptea aceea, a ieșit Îngerul Domnului și a ucis în tabăra asirienilor 185.000 de, de oameni. Și când s-au sculat dimineața, iată că toți erau niște trupuri moarte. Atunci s-a înherit împăratul Asiriei, s-a ridicat, s -a ridicat tabăra, a plecat și s-a întors și a locuit în Inive. Și pe când se închina în casa Dumnezeului său, Nisroc, Adramalec și Șerațeel, fiii săi, l a ucis cu sabia și a fugit în țara Ararat și în locul lui a domnit fiul său, Esar Hadon. Dragii mei, Dumnezeu este ajutorul și sprijinul nostru. Un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoie. Când Psalmul 46 a fost scris, întâmplarea care a precipitat scrierea acestui psalm era această întâmplare. Un împărat netrepnic a venit împotriva lui Ezechia. Ezechia se gândește, omenește, cum să-și apere cetatea și spune Biblia că a astupat toate bălțile și toate puțurile și lacurile și zvoarele ca nu cumva să găsească apă. I-au închis în cetate și stăteau acum gata să fie asediați. Și trimite o veste, vom intra peste voi. Vine o solie care vorbește împreună cu căpeteniile oștirii și vorbesc în evreiește, spune Biblia, la care ei le spune, vorbiți-ne în aramaică, de ce să vorbiți în iudaică? Vorbiți în, în, aramaică. De ce le vorbeau în evreiește? Pentru că poporul cunoștea numai evreiește. Și zice acolo că pe tine, dar crezi că pentru tine am venit eu să vorbesc? Crezi că pentru voi am venit? Nu, nu, pentru ăștia care stau acum pe zid. Să-și mănânce balega, să-și bea udul. Așa o mare insultă. Adică să facă pe ei de frică. Să audă ei ce vom face cetății voastre. Vă vom neroci. Și pleacă de acolo. Și îl văd pe Ezechia frământat și zice, Doamne, a scapă-ne Tu, trimite la prorocul Isaia să-i dea un răspuns Domnul. Și Domnul îi spune că nu se va întâmpla nimic, pleacă pe același drum și încă primește o veste care îl va duce de acolo și Dumnezeu îngăde să fie omorât. O prorocie care se împlinește parțial, pentru că este atras acest împărat înapoi, dar nu pleacă pe deplin și mai trimite iar o nouă solie și spune să nu crezi că vei scăpa, te vom nenoroci și îl văd pe Ezechia luând această scrisoare și merge în casa Domnului și plânge și simbolic ridică scrisoarea în fața lui Dumnezeu. Doamne, vezi? Doamne, ce am citit eu vezi Tu. Eu n-am ce să fac aici. N-am de unde, n-am resurse. Încă îi spunea mai devreme în cealaltă istorioară, exact aceeași situație, numai partea paralelă din cronici, îi spune, fă un deal împreună cu mine. Îți dau 2000 de cai. Ai tu cumva 2000 de călăreți? Nici măcar călăreți n-ai să vină la luptă. Stai să vezi, Ezechia. Cea mai slabă căpetenie din Asiria te poate bate pe tine. Dar mai o știre asiriană. Tu ești un nimic. Te vom nenoroci. Și Ezechia merge din nou la rugăciune. Și atunci intervine Dumnezeu. Și vorbește Dumnezeu prin Isaia. Nu te teme. M-au baciocorit pe mine, nu pe tine. Tu ești numai un reprezentant al meu. Eu sunt Dumnezeu care stăpânesc. S-au pus împotriva mea. Și despre împăratul Asiriei spune, eu știu când stai jos, știu când mănânci, știu când dormi, știu când îți bei ceaiul. Adică Dumnezeu pe toate le vede, nu scapă nimic din vederea Lui. Și te-am văzut când ai fost mânios împotriva mea. A vis că unii spun, m-am supărat pe Dumnezeu, nu pot să cred că m-a îngăduit Dumnezeu. Auziți răspunsul Domnului pentru cei care se mânie pe Domnul. Pentru că te-ai mâniat pe mine și ți s-a ridicat fala și mândria. Iată am să te pun la pământ eu, zice Domnul. Nu vei călca în cetatea aceasta și vei pleca înapoi acasă. Și ca dovadă că Dumnezeu e suveran și atotputernic, în noaptea aceea, nu mâine, nu poi mâine, în noaptea aceea, a ieșit îngerul Domnului în timp ce toți dormeau. Și un singur înger, au omorât 185.000 de soldați. Că Dumnezeu este atotputernic, puternic, să fie numele. Și împăratul Asiriei pleacă acasă și acum se împlinește prorocia primă și este omorât de copiii lui în timp ce se închina. Dragii mei, vești bune în vremul grele. Care sunt veștile bune în vremurile grele? Gândiți-vă la această întâmplare și acum intrăm înapoi în Psalmul 46 care descrie realitatea lucrării Lui Dumnezeu. Veștile bune pentru vremuri grele este că avem un Dumnezeu extraordinar de minunat, dragii mei. Ne spune versetul 1, Dumnezeu este adăpostul nostru. Cuvântul adăpost înseamnă o peșteră în care poți să te ascunzi că în afară bate un vânt foarte puternic. Gândiți-vă așa foarte simplistic, când dă o ploaie torențială, așa ne place să intrăm aici sub carport, la biserică, și poate să bată ploaia cât de tare vrea. Noi stăm frumos că aici suntem adăpostiți, avem un acoperiș care ne adăpostește. Dumnezeu este adăpostul nostru, dragii mei. Și dacă oamenii se încred în fel de fel de mecanisme, apelăm la doctor, apelăm la guvern, apelăm la protest, la MPP-ul nostru, sunăm, dăm telefoane, pile, conexii și relații. Biblia ne învață. Avem un adăpost și ăsta este Dumnezeu, dragii mei. În Dumnezeu ne putem adăposti de orice furtună, că El e Cel ce ne apără, mărit să fie în numele Domnului. Dumnezeu este adăpostul, dar este și sprijinul nostru. Și cuvântul sprijin înseamnă putere, tărie. Adică Dumnezeu e cel ce mă întărește. Când simt că îmi leșină picioarele, când simt că nu mai am putere, când simt că mi se ridică tensiunea, amenințare prea mare, criza e prea, prea, dificilă, când nu mai văd nicio scăpare, dragii mei, Dumnezeu e cel ce îmi dă putere. Dumnezeu e cel ce mă ia de mână, mă ridică și mă întărește să mai fac încă 2-3 pași. Că Dumnezeu are puterea mărit să fie în numele Domnului. Vorbea Dumnezeu cu Daniel și zicea Daniel, când am auzit aceste vești, am căzut jos leșinat, el m-a ridicat în picioare și m-a pus din nou să stau, că Dumnezeu poate să facă aceasta, mărit să fie numele Domnului. Ne spuneam versetul 7 că Dumnezeu este turnul nostru de scăpare, adică refugiul nostru. Este un loc înalt în care pot să mă ridic mai presus de apele care vin, mai presus de vântul care bate. Eu pot să mă adăpostesc în Dumnezeu și am capacitatea ca în momentul cel mai greu să fiu adăpostit în Domnul prin Duhul Sfânt, mărit să fie în numele Domnului. Asta înseamnă că relațional, emoțional, cognitiv toate elementele mele sunt puse la rând de Dumnezeu și Domnul este împreună cu mine. Avem o cântare minunată, să ai pace în mijlocul necazului tău. Am văzut persoane care în crize profunde încurajau ei pe alții că Duhul Sfânt lucra în viața lor întăriri, a ridica, îi ținea. Dumnezeu i-a postul nostru mărit să fie în numele Domnului. E adevărat că e război, e adevărat că e crize economică, e adevărat că multe se clatină, dar nu uitați la cârmă stă Dumnezeul nostru. Dumnezeu decide când începe și când se încheie. Ăsta e Dumnezeu care lucrează, mărit să fie Domnul. Și sunt mai multe nume al lui Dumnezeu care ni se prezintă în Psalmul 46 observăm de câteva ori cuvântul Iahve, care este tetragrama, acel cuvânt care îl prezintă lui Moise. Realmente vorbind, noi nu știm cum să spunem numele acesta. Evreii, de altfel nici măcar nu îndrăzneau să spună numele lui Dumnezeu. Expresia eu sunt cel ce sunt, sunt cele patru consoane din limba ebraică care prezintă numele lui Dumnezeu. Un cuvânt care nu poate fi pronunțat. Dumnezeul acesta care se numește cel ce este, cel ce nu nu există o dată să va fi, cel ce este în continuu în control. Ăsta e Dumnezeu din Sano 46. Dumnezeul ăsta spune că este Dumnezeul Savaot, adică Domnul Oștirilor. El este capitanul armatei, dragii mei. Și dacă într-o singură noapte un singur înger a omorât 185 de mii, gândiți-vă că ne spune Apocalipsa că numărul îngerului era de 10 10.000 10 mii ori 10 mii și mii de mii, adică 100 de triliarde de îngeri, dragii mei. 100 de mii de miliarde de îngeri. Un înger a omorât 185 de mii. Și toată armata asta cerească stă sub comanda lui Dumnezeu. La porunca lui Dumnezeu se mișcă tot cerul. La cuvântul lui acționează cerul. Ăsta e Dumnezeul care s-a vaot mărit să fie Domnul. Și Dumnezeul ăsta e Dumnezeul meu și Dumnezeul tău. Dumnezeul ăsta e în control, mărit să-i fie numele. Ne zice Biblia că ăsta e Dumnezeu Elion, cel prea înalt, îl găsim scris. Adică, dragii mei, există în lumea aceasta dregători, există judecători, există împărați, există puteri la care putem apela, dar mai presus de puterile astea sunt îngeri mai tari, sunt serafimi, sunt arhanghieli și cel mai sus stă Dumnezeul nostru. El este cel prea înalt, nimeni nu-i peste El, e Dumnezeul cel mare, mărit să fie în numele Domnului. Dumnezeul ăsta se prezintă ca Dumnezeul lui Iacov. Dumnezeul lui Iacov este cu noi. Adică Dumnezeul care e capitanul oștirii. Dumnezeul care e cel preanal mai presus de toți. Dumnezeul care este în continuu în control. E Dumnezeul meu personal, relațional împreună cu mine. Se identifică cu cel mai de jos om și devine Dumnezeul meu. Ăsta e Dumnezeul din sanul 46, dragii mei. Și când lumea asta se frământă, când toți intră în panică, când dăm în atacuri de panică și anxietate, ăsta e Dumnezeu care rămâne cu noi, măriți să fie în numele Domnului. Vești bune în vremuri grele, avem un Dumnezeu minunat care e cu noi, dragii mei în al doilea rând, vești bune în vremul grele, dragii mei, realizând ce s-a întâmplat în viața lui Ezechia când se scrie Psalmul 46, înțelegem supremația lui Dumnezeu asupra creației sale. Versetul 2 de aceea nu ne temem. Chiar dacă s-ar scudui pământul cu tremure, s-ar clătina munții în inima mărilor, chiar dacă ar urla și-ar spumega valurile mării, uragane, și s-ar ridica până acolo de să se cutremure munții, Dragii mei, se întâmplă uneori cataclisme. Vin furtuni groaznice, rup case, distrug orașe întregi. Știți că și atunci Dumnezeu este în control, dragii mei? Și la porunca lui Dumnezeu toate stau în mâna lui. Că se întâmplă sau nu se întâmplă, Dumnezeu hotărăște. Într-o seară, când era o furtună neprasnică pe mare, a intrat în corabie cel ce era stăpânul mării, cel ce este cel preanalt. Și la porunca lui s-a oprit furtuna pe loc. Și n-a fost numai atunci, s-a mai întâmplat evenimente ca acestea. Vă spuneam că personal relata fratele Ilie Puha această întâmplare. Împreună cu un grup de tineri din Vicov au plecat împreună cu fratele Dumitru Coroamă într-un turneu în Europa. Și când au trecut mare Igei din Grecia, s-a strânit o furtună năprastică pe mare. Marinarii s-au panicat, toți au intrat în, în camerele lor, nu știau ce să facă. Și așa cum e fratele Ilie a luat un acordion, a ieșit afară și a început să cânte în mijlocul furtunii. Vaporul în sus și în jos. El și astăzi încă mai umblă pe mare. Și când termină cântarea, spune la fratele Dumitru Coroamă, frate Dumitru, ești mai bătrân între noi, hai și spune o rugăciune. Merge fratele Dumitru la catarg, ridică mâinile sus și spune așa, Dumnezeule care a făcut cerul și pământul, marea și cei pe ele, în numele tău zic să se oprească vântul și marea. În momentul acelei rugăciuni, a povestit personal, fratele Lilie Puha, care era acolo, s-a oprit vântul pe loc, dragii mei, s-a oprit furtuna pe loc. Un grup de tineri canadieni întreabă, cine e vraciul ăsta care e împreună cu voi? Ce cuvinte magice au spus să opri furtuna? El nu e un nimeni, e un om, dar avem un Dumnezeu care e mare, dragii mei. Dumnezeu și azi încă umblă pe mare. Dumnezeu și azi dă biruință. Lăudați să fie în numele Domnului. Dar sunt momente când și prin furtună trecând Dumnezeu te scoate biruitor. Amintiți-vă că erau 276 de oameni într-o corabie. Se pornește o furtună așa de mare, încât și soldații s-au temut că toți vor muri. Scoți sabia, se omoare pe toți. Și -o Pavel se ridică, oameni mă stați cu minți. Azi noapte un înger, a Dumnezeului căruia eu slujesc, mi s-a arătat și mi-a spus, nimeni nu va muri, Dumnezeu e cu noi. Pavel, tu nu vezi ce uragan pe mare. Tu nu vezi că bate în corabie. Nu vezi că se rupe totul cu noi. Nu vezi că intră apă înăuntru. Cum să trăim? Că vom muri cu toți. Nimeni nu va muri ca a vorbit gura lui Dumnezeu. Corabia se pierde. Dar Dumnezeu dă biruința. Și Dumnezeu vrea să facă o lucrare în insula Malta și conduce furtuna și corabia și naufragează tocmai lângă Malta ca să-și proslăvească Dumnezeu numele, dragii mei. Vești bune în vremuri grele, prin toate furtunile suveranii Dumnezeu peste ele, măriți fie numele. Dumnezeu rămâne la cârmă și asupra naturii. Nu-ți cade o țiglă de pe casă fără voia lui Dumnezeu. Ascultați-mă bine ce vă spun. Nu-ți cade un copac din grădină fără voia lui Dumnezeu. Sunt convins de faptul că Dumnezeu e suveran peste toate. Nimic nu mișcă în lumea asta fără voia lui Dumnezeu. Și diavolul își cere voie tot de la Dumnezeu. Și fără voia stăpânului, nimeni și nimic nu mișcă. Măriți să fie Domnul. Și ăsta e Dumnezeul nostru. Ăsta e Dumnezeu cel mare și sfânt. Ăsta e Dumnezeul meu și al tău personal, care în vremuri grele rămâne împreună cu noi măriți să fie numele Domnului. Vești bune în vremuri grele, dragii mei. Nu vă panicați, nu intrați în spaimă, concepul război în Israel, că vine anticristul peste noi, cum muri cu toți pe capete. Vestea bună este că și peste toate lucrările geopolitice, tot Dumnezeu este stăpân, măriți să fie numele. Și ne spune în versetul 6, neamurile se frământă, împărățiile se clatină, dar glasul lui, al lui Dumnezeu, răsună și pământul se topește groaza lui. Versetul 8, veniți și priviți lucrările Domnului, pustiile pe care le-a făcut El pe pământ. El a pus capăt războaielor până la marginea pământului. El a sfărâmat arcul și a rupt sulița, a ars cu foc care de război. Ascultați-mă foarte bine. Îi zice Rapșachie lui Ezechia. Ezechia, tu îți dai seama câte țări am distrus noi? Noi avem luptători, măi, mă, omule, gândește, 185.000 de de soldați au avut la îndemână să-i trimită împotriva lui Iuda, pe când încă alții erau la război împotriva tirului. Ăștia aveau armată, nu glumă, ca în glumă, ca în bătai de joc. Hai că-ți dau 2000 de cai. Ai 2000 de bărbați să-i pui pe cai așa să lupte? Nai. Eu vin cu 185.000 de mii de oameni. Tu înțelegi cine sunt eu? Am nimicit țară după țară și am distrus. Și observați ce spune acum cel care este cel prea înalt, comandantul oștirilor. În versetul 25 din 2 împărați 20, 19. N-ai auzit că eu de mult am pregătit lucruri și le-am hotărât din vremurile străvechi. Tot ce ai făcut tu, Sanherib, n-ai făcut tu. Asta a fost pregătit de Dumnezeu. Eu am îngăduit ca să i cetăți tari, să le faci să sărămături. Dragii mei, Niciun război nu se întâmplă fără voia lui Dumnezeu. Nimic nu mișcă fără voia lui Dumnezeu. Noi privim la o lume care ni se pare complet nedreaptă, nepotrivită. Ce nu vedem noi din spate este ce vede Dumnezeu prin cortina aceasta a suveranității sale. Noi nu vedem asta. Gândiți-vă că în Canaan a intrat Iosua cu armata sa mică, nu era mare, și-o distrus cetate după cetate. Și ascultați-mă bine, n-au omorât soldați, au omorât bărbați, femei, copii, măgari, până și câinii care mișcau încet i-au omorât. Și i-au omorât. Tot! Și noi am spune, spunem, băi, dar asta e bătaie de joc. unde e acordul la Geneva și altele? Păi asta e drepturile omului. Cum adică, mă, mă și aia, ce cu mâța aia? Asta o nu Nu, nu, și aia. De ce? Așa o poruncit Dumnezeu. Dar ce se întâmplase în Canaan? N-avem, n-avem concept cultural, dragii mei, n-avem concept cultural ca să înțelegem ce era acolo. Gândiți-vă că își omorau copiii pe altare și îi mâncau. Luau copiii nou născuți, îi tăiau un bucăți și înjunghiau pe altare, în numele zeilor lor. Violuri, murdării, homosexualități, câte vreți dumneavoastră, asta era Canaanul. Și Dumnezeu a spus, paharul mâniei mele s-a umplut. A venit vremea judecății. Există un Dumnezeu care veghează din eternitate, dragii mei, și cântărește toate lucrurile. Și Dumnezeu ăsta e drept. Dacă noi ca oameni nedrepti, când privim la o nedreptate, vrem dreptate, păi ăsta a făcut o crimă odioasă, merită să meargă în pușcărie o viață întreagă, mă, merită să-și omoare, nu-s de acord, zice unul, dar parcă ar merita să-l omoare, au făcut prea mult. Dacă noi ca oameni gândim așa, cine este cu adevărat drept este Dumnezeu, dragii mei. Și Dumnezeu ca judecată divină intervine. Nu există niciun război, nicio o mișcare. Fără voia Lui Dumnezeu. În spate la toate astea stă judecata divină a Lui Dumnezeu. Și asta mie îmi spune, că în momentul când eu intru în fel de fel de crize, că mi se pare, că vor veni, că ne iau, că ne atacă, în spate tot mâna Domnului rămâne în control, măriți fie în numele. Și asta mie îmi spune o veste bună, în vreme grea. Și te-ar veni americanii să ne ia o statici pe canadieni. Să fie și așa tot în mâna Domnului rămâne, dragii mei, și nimic nu se întâmplă voia, fără voia stăpânului. Daniel, un tânăr rob luat din casa lui, este dus în Babilon și ajunge un prim-ministru în țara aceea, că Dumnezeu avea un plan, dragii mei, toate stau în mâna Lui Dumnezeu, mărit să fie numele. Vești bune în vremuri grele. Este dat de faptul că capacitatea de mângâiere a Lui Dumnezeu întrece cu mult orice altă înțelegere umană. Observați ce spune Psalmul 46, cu versetul 4, este un râu ale cărui izvoare înveseles cetatea lui Dumnezeu, sfântul locaș al locuinților celui înalt. Dumnezeu este în mijlocul ei, ea nu se clatină, Dumnezeu o ajută în revărsatul zorilor. Uh, ni se spune că Ezechia a făcut o lucrare de ingineriat excepțională. În Ierusalim nu era niciun izvor, niciun râu, nu exista. Era o cetate care nu avea apă. Și Ezechia face ceva excepțional. În 2 Împărați, capitolul 20, cu versetul 20, spune astfel. Celelalte fapte lui Ezechia, toate isprăvile lui și cum a făcut iazul și canalul de apă și a adus apele în cetate, nu sunt scrise oare în cartea cronicilor împăraților? Deci omul ăsta a adus apă în cetate, a făcut canale speciale să vină apă în cetate, unde nu era, el a făcut asta. Dacă omul are capacitate să facă lucrări de ingineriat minunate, cel ce are toate în mână e Dumnezeul nostru. Și când ne spune aici, dragii mei, că este un râu care înveselește toată lui Dumnezeu, vreau să vă spun că, după Sfânta Scriptură, râul ăsta este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. În Ezechiel 47 este un râu care iese din scaunele domnia lui Dumnezeu. De acolo iese. Unde ajunge râul ăsta este numai viață. Ăsta e Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și când intri în anxietate, în panică, în frică, în stres, în toate acestea, dragii mei, singurul care te poate mângâia e Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și nimeni nu mângâie ca Duhul Sfânt. Ascultați-mă ca unul care este pasionat de psihologie și studiez și citesc mult și fac o meserie din aceasta, dacă vreți, pentru mine. Dragii mei, modalitatea oamenilor de a ajuta în momente de criză, știți care sunt? Respiră. Respiră adânc. Sigur că ajută în modul în care lucrează să endocrin și este necesar. Respiră adânc. Gândește la lucruri pozitive. Imaginează-ți. Toate acestea sunt metode omenești, dar există Duhul Sfânt care dă mângâiere în crize, dragii mei, și care ridică ca nimeni altul mărit să-i fie în numele Domnului. La vârsta de 22 de ani, un tânăr păstor după viața zbuciumată și grea, se întâlnește cu Dumnezeu anii 1800 și scrie o cântare minunată. Îl chema Robert Robinson. M-a aflat al meu păstor sfânt și pe brațele ei m-a pus. O cântare acum tradusă în limba română. În engleză, Come thou found of every blessing. Vin o fântână a binecuvântării, umple în viață cu harul tău și în versurile ei niște cuvinte care sunt așa de profunde, vis celor tineri, învățați imnurile vechi, dragii mei, îți izvorâte din experiențe reale cu Dumnezeu și când înțelegeți profunzimea, adâncimea acestor cuvinte, îți dai seama ce înseamnă. S-a cântat în această seară, lipește Doamne, sufletul de tine, Cântare lui Costache Ioanid, un om care a suferit pentru Dumnezeu, când ești în pușcărie și când ești amenințat în fiecare zi lepeze lepezi de Dumnezeu, nu mă miră că te rogi, lipește-mi sufletul de tine, fă-mă să-ți cânt cântările tale, fă-mă să rămân în picioare, astea scântări zvorite, dragii mei, din crizele vieții care Duhul Sfânt dă biruința. Și omul acesta scrie o minunată. În versul ei scrie astfel, simt în mine dorința să mă lepă de tine, nu mă lăsa, leagă-mă de tine, și să mă ajut să-ți scând împreună cu limbile cerești care-ți cântă laudele tale. Asta fi traduce în limba engleză. Pe la o vârstă de vreo 40 de ani, omul acesta dă într-o criză și are o cădere spirituală. Crede că Dumnezeu l-a abandonat, nu mai este speranță. Și într-o zi, mergând cu o trăsură, împreună cu el, fiind un fel de taxiu din vremea aceea, intră și o femeie și îl vede mai întristat și îi spune, îmi dai voie să-ți cânt o cântare? Sigur, și începe pe mine această e o cântare care o cunoștea bine. Cântarea care o compusese el când avea 22 de ani. Și când ea frumos, m-a aflat al meu păstor sfânt și pe brațele m-a pus. Și spune, știi că Iisus și pe tine te iubește? La care el spune, în ziua aceea, printr-o cântare care Duhul Sfânt mi-a dat-o mai devreme în viața mea, m-a reabilitat într-un moment de criză cum numai Duhul Sfânt știa să facă. Dragii mei, Duhul Sfânt se numește mângâietorul, că știe să mângâie mărit să fie în numele Domnului. De aceea, în momentele de criză, avem o veste foarte bună. Avem pe Duhul Sfânt care rămâne cu noi. El este împreună cu noi, umblă împreună cu noi, ne învață, ne călăuzește, ne ține de mână și ne dă biruința mărit să fie în numele Domnului. În ultimul rând, dragii mei, o veste bună în vreme grea, este atitudinea lui Dumnezeu, capacitatea lui de a rămâne în control în totdeauna. Spune versetul 10, așa de mult a fost citit în pandemie versetul acesta, la mei, de, de nu știu de câte ori, dar acum gândiți-vă la ce am citit mai devreme, unde se aplică acest verset din viața lui Ezechia. Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri, eu stăpânesc pe pământ. Era închis Ezechia în cetatea lui Iuda, în Ierusalim, opus pus ziduri și aștepta acum să vadă ce se va întâmpla. O închis lacurile, puțurile, o astupa toate să n-aibă apă. Și cu toate astea, 185.000 de soldați înconjurau cetatea Ierusalimului. Ce șansă de viață era! Ce șansă avea să scape din, din lupta aceasta, dragii mei! Și Dumnezeu îi spune astfel, oprește-te, Ezechia! Cuvântul oprește în original înseamnă ia-ți mâna jos, Adică lasă-mă pe mine să fiu în control. Ai ținut tu cu mâna ta să faci tu să fie bine, să nu dai greș, să nu fie rău. Ia-ți mâinile jos. Lasă pe Dumnezeu să pună el mâna. Și într-o singură noapte, când Ezechia și alții dormeau, iese un înger din partea lui Dumnezeu și aduce biruința. N-a luptat niciun catâr, niciun cal, niciun soldat, nimeni n-a luptat în seara aceea. Dumnezeu cu mână tare de biruință, dragii mei. Opriți-vă, oameni buni, și să știți că eu sunt Dumnezeu. Aeluia. În crizele vieții tale, când vezi că ți-a dat un diagnostic dificil, când vezi că n-ai speranță de mâine, când economic e foarte greu, când n-ai garanția că va fi bine, ia mâna jos și lasă-L pe Dumnezeu să rămână în control. Că Dumnezeu știe mult mai bine. Și ascultați-mă bine s-ar putea ca binele lui Dumnezeu să nu fie la fel ca și binele care ți-l închipui tu. Și tot mai bun este binele lui Dumnezeu. Tot mai mare este binele Domnului, mărit să fie numele lui Dumnezeu. Gândiți-vă la Petru. Eu mă întreb, nu putea Dumnezeu face o minune să nu îngăduie să fie arestat Petru? Se bucura biserica de slujba lui, un apostol minunat, făcea semne și minuni, Dumnezeu îl întărea, avea cuvinte deosebite, un om al Domnului. Chiar trebuia să fie arestat Petru? Chiar merita să te fie în pușcărie? Și în noaptea aceea, când Petru doamne, doarme, așteptând ca în a doua zi să vină decapitarea lui, omorârea sa, Petru liniștit așteaptă. A învățat să se oprească, să lase pe Dumnezeu un control. Ce să facă? Să plângă, să zbiere, să țipe, să cânte doine penticostale. Să zic, băi, dar am și o copii acasă, am soacră, dați -mi și mie voi să mă duc acasă. Nu! Petru doar niștit. liniștit. Opriți-vă să știți că eu sunt Dumnezeu. Și în mijlocul nopții apare un înger al Domnului. Dă jos cătușele, le schide porțile, pe toți iorbește și Petru vine acasă, te afăr, că să Dumnezeu care dă biruință, dragii mei și totuși pe alții a îngăduit să treacă prin foc, prin crucificare, prin moarte, prin decapitare, nu i-a nedreptățit Dumnezeu cu nimic, pentru că binele lui Dumnezeu este net superior binului meu întotdeauna. Tot Dumnezeu rămâne în control mărit să fie în numele Domnului. Și în ziua răsplătirii pentru fiecare lucru Dumnezeu ne va răsplăti. Observați refrenul psalmului 4.6, de două ori se repetă, versetul 7 și versetul 11. Domnul oștilor este cu noi. Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. Dragii mei, vești bune în vremuri grele. Nu știu ce va mai fi până la sfârșitul anului, nu știu. Unii anticipă că acest conflict din Palestina va deveni un război de adevărat, Criza devine tot mai mare. Pe americani o presiune mare se ceară să oprească lupta aceasta. Dacă va fi acolo, ce se face? Dacă nu, intră Iranul război și multe altele. Toți teologii acum încep cu Apocalipsa, cu Ezechiel, cu Cefania, cu Habacu, cu Hagai, să tălmăcim cum va fi, când vine anticristul, ce culoare o să aibă, cum își face părul, toate celelalte, dragii mei. Eu știu un singur lucru, dragii mei. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru. Dumnezeu este un ajutor care nu lipsește niciodată nevoi. Și de ajungem în război, și de ajungem în criză, și de vin zile grele, și de vin zile bune, Dumnezeul nostru întotdeauna rămâne la cărmă măriți să fie Domnul. Și Dumnezeu la acesta ne va păstra în carul biruinței, până în ziua când ne va lua acasă. De aceea spun din toată lumea împreună cu dumneavoastră, măriți să fie Domnul. Amin.